Deși în prezent folosim mijloace moderne precum radarele Doppler sau scanarea laser, se pare că multe dintre cele mai importante descoperiri arheologice realizate de-a lungul timpului, devenite în prezent atracții turistice majore, au fost accidentale. Astăzi am pregătit un top cu cele mai impresionante descoperiri arheologice, ce s-au remarcat prin aportul major adus la descifrarea trecutului omenirii. Dar înainte de toate, nu uitați să ne susțineți cu un like și subscribe. Apăsați clopoțelul și să trecem la treabă! Civilizația Harappa. Chiar și pentru o civilizație antică la fel de avansată ca Harappa, o a doua secetă masivă a fost probabil crucială pentru existența acesteia. O dublă catastrofă climatică poate reprezenta factorul care a determinat diminuarea populației acestei societăți antice și, în cele din urmă, dispariția ei. Civilizația Harappa a apărut în Valea Indusului, între nord-estul Afganistanului și nord-vestul Indiei, în urmă cu aproximativ 5200 de ani, atingând populația maximă în jurul anului 2600 înainte de Hristos. Nu se cunosc foarte multe informații despre această civilizație, deoarece scripturile acestora sunt încă nedecifrabile. Cu toate acestea, rămășițele arheologice dezvăluie istoria unui popor sofisticat, cu foarte bune abilități în metalurgie, comerț, planificare urbană și controlul apei. Orașelor lor uriașe, care includ sisteme complexe de canalizare, rezervoare și băi publice, au fost pentru o perioadă lungă de timp mai avansate decât Imperiul Roman. Au fost prezentate mai multe idei pentru a explica decăderea acestei civilizații, inclusiv războaiele și schimbările climatice. O ipoteză recentă asociază dispariția civilizației cu un eveniment climatic, și anume o secetă majoră, în urmă cu aproximativ 4200 de ani, în emisfera nordică. Acest eveniment a fost declarat recent ca fiind începutul perioadei Megalayan, din epoca Holocenului. Se crede că o serie de evenimente au perturbat sistemele climatice din întreaga lume, inclusiv precipitațiile musonice de vară de care depindea civilizația Harappa. De asemenea, dovezile botanice sugerează că Harappa a trecut de la culturile de iarnă, precum ors și grâu, la cele precum meiul, care favorizează condițiile de ploaie de vară. Însă cu aproximativ 300 de ani mai târziu, atunci când insorile din timpul iernii începuseră să revină în partea de nord, în celelalte regiuni ale civilizației aveau parte de o secetă tropicală. Aceasta a fost o reducere treptată a ploilor musonice de vară de-a lungul mai multor secole. Scrockstone și colegii săi susțin că cea de-a doua secetă a transformat civilizația avansată Harappa într-o societate rurală, agrară, care în cele din urmă a dispărut. Templul antic din Ierusalim. Un templu antic și vase sacre din vremea regatului lui Iuda au fost descoperite de către arheologi, ceea ce arată existența unor dovezi rare a unor ritualuri organizate în afara Ierusalimului, în urmă cu 2700 de ani. Au fost găsite fragmente de ceramică și potire sub forma unor figurine. Acestea au fost descoperite lângă o mare structură, o construcție ce a adăpostit un templu tradițional din Orientul Mijlociu Antic. Descoperirile reprezintă dovezi ale existenței unor temple și a unor ritualuri din regatul lui Iuda în general și în regiunea Ierusalimului în special, înainte de reformele religioase de la sfârșitul perioadei monarhice, când au fost eliminate toate siturile de ritualuri. Excavarea actuală contribuie la o înțelegere mai aprofundată a zonei aflate la vest de Ierusalim, unde arheologii efectuează cercetări încă de la începutul anilor 90. Descoperirea acestei structuri sacre împreună cu vasele și mai ales influența semnificativă a figurinelor antropomorfe necesită o amplă cercetare, potrivit autorității israelene. Discul ceresc de la Nebra. Dezbaterile privind discul ceresc de la Nebra au fost reaprinse de un studiu nou care sugerează că este cu 1000 de ani mai recent decât se credea inițial și că probabil nu are niciuna dintre semnificațiile elaborate care au fost atribuite anterior. Discul de bronz de circa 32 cm diametru, cu o patină verde-albastră și cu incrustații de aur, ar fi fost dezgropat în 1999, în apropiere de orașul Nebra, în statul german Saxonia-Anhalt.
La acea vreme a fost considerat unul dintre cele mai spectaculoase artefacte descoperite vreodată. Însă discul a fost urmărit de controverse începând cu descoperirea sa. Experții au dezbătut îndelung originea și semnificațiile discului. Unii au declarat chiar că este un fals, creat foarte recent, deși teste științifice sugerează că este un artefact autentic care ar putea data din urmă cu 3800 de ani. Totuși, un studiu recent pune sub semnul întrebării originile și semnificațiile discului ceresc de la Nebra. Un grup de arheologi argumentează că artefactul nu ar fi putut să fie dezgropat în apropiere de Nebra. Totodată, studiul susține că cel mai probabil discul nu datează deloc din epoca bronzului. Mai mult, o nouă analiză a iconografiei sugerează că artefactul datează din epoca celtică de fier, în urmă cu 2800-2050 de ani. Discul și tezaurul a fost vândut pe Piața Neagră pentru 42.000 de dolari și apoi a continuat să fie vândut până a ajuns la valoarea de 600.000 de dolari. Însă, poliția l-a recuperat în 2002 și l-a returnat arheologilor germani. Biblioteca din Alexandria. Una dintre cele mai cunoscute biblioteci ale lumii a fost fondată de vechii greci în cosmopolitul Egipt, în orașul ce a preluat numele marelui cuceritor Alexandru Macedon. Biblioteca din Alexandria era cea mai mare instituție de acest gen din antichitate, fiind locul unde învățații lumii se formau și predau, răspândind totodată cultura elenă. Totuși, biblioteca din Alexandria a fost considerată și este în continuare de către unii cercetători din domeniu drept un loc ce aparține mai degrabă mitologiei decât realității. Ptolemeu I, denumit și Salvatorul, a pus bazele Marii Biblioteci Alexandriene, care la un moment dat ar fi ajuns să însumeze aproximativ 500.000 de manuscrise. Deși Ptolemeu Soter este acceptat în genere de către cercetători ca fiind fondatorul bibliotecii, au existat și alte variante disputate, apărute în urma analizării anumitor documente de epocă. Mai exact, Tzetzes, un cărturar din secolul XII, îl prezintă pe Ptolemeu Filadelfus, fiul lui Soter, drept cel ce a înființat cu adevărat biblioteca, doar că menționează că acesta a fost ajutat de Demetrius din Faleron. Acest lăcaș al cunoașterii a devenit secular abia odată cu instaurarea perioadei romane. Învățații de aici studiau și predau matematica, astronomia, medicina și literatura, fiind sprijiniți de regi care le asigurau hrana și îi plăteau pentru a-și desfășura activitatea de cercetare. În timpul lui Ptolemeu al II-lea, Filadelfus, considerat ca fiind perioada de aur a bibliotecii, numărul cărturarelor atingea pragul de 100 de persoane, deloc neglijabil pentru acele vremuri. Principalul suspect în distrugerea bibliotecii este nimeni altul decât primul împărat al Romei, Iulius Cezar. Cezar a asediat Alexandria în anul 48 înainte de Hristos, în timpul războiului civil împotriva lui Pompei. Găsindu-se într-o situație limită, a fost nevoit să le ordone trupelor sale să incendieze navele din port. Din păcate, focul s-a extins și în port, iar ulterior în zonele centrale ale orașului, inclusiv asupra ansamblului destinat bibliotecii. O altă variantă vizează cuceritorii arabi ai Alexandriei. Amr ibn al-As, comandantul trupelor musulmane, a atacat Alexandria în 642 după Hristos și ar fi folosit sulurile de papirus pentru a încălzi băile publice. Nici creștinii nu sunt scutiți de la apariția în cadrul acestor relatări de epocă. Episcopul Teofil, sub edictul împăratului creștin Teodosiu, care viza interzicerea practicării ritualurilor păgâne, a condus trupele în templul lui Serapis, devastând astfel și biblioteca. Nu este cert cum a fost distrusă biblioteca, dar cercetările continuă în acest sens. Omul zăpezilor din antichitate. Oamenii de știință au făcut o descoperire senzațională în trupul omul zăpezilor. Găsit într-un ghețar din Italia, bărbatul a decedat acum 5.000 de ani, iar trupul i s-a mumificat. Ezi a fost descoperit acum 21 de ani. Deși trupul neînsuflețit a fost studiat de nenumărate ori, cercetătorii nu au reușit să descopere un detaliu important. Acum însă, cu ajutorul tehnicii moderne, oamenii de știință din Italia și Germania au găsit urme de sânge conservat în trupul mumificat.
o serie de teste anterioare scoseseră la iveală ce a mâncat înainte de moarte și faptul că a decedat într-un mod violent în timp ce cutreiera munții la o altitudine de 2743 de metri. Echipa de cercetători condusă de profesorul Albert Zinc de la Academia Europeană din Bolzano, Italia, a folosit un microscop super performant pentru a studia secțiuni de țesut din rana cauzată de săgeata despre care se crede că l-ar fi omorât pe Ötzi. De asemenea, au fost studiate și o serie de rânde pe brațul drept. Microscopul scanează suprafața țesuturilor cu ajutorul unei sonde de mare sensibilitate. Pe măsură ce sonda se mișcă pe suprafața țesutului, senzorii măsoară fiecare deflexiune, rând cu rând, punct cu punct. Cercetătorii au găsit de asemenea fibrina, o proteină responsabilă de coagularea sângelui. Această descoperire, spun oamenii de știință, demonstrează că Ötzi a murit la câteva zile după ce a fost rănit de săgeată. Omul zăpezilor are 1,59 metri înălțime, a murit la vârsta de 46 de ani, era artritic și suferea de tricocefaloză. A fost subiectul la peste 30 de documentare televizate. Atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod și care este cea mai impresionantă descoperire. Între timp, Evrica va pregăti un nou material video pentru voi, cei de după ecrane. Dacă v-a plăcut ediția de astăzi, susțineți-ne cu un like și subscribe. Iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal, vă îndemnăm să o faceți, pentru că mai urmează multe surprize informative. Pe curând!